Bună și bine ați venit pe canalul Centrului Medical Diasan. Sunt Adrian Cătinean, lumea îmi spune și doctorul de mațe. Intervenția de astăzi este despre axa creier-intestin sau ce relație există între activitatea cerebrală centrală și activitatea sistemului nervos enteric, adică a creierului intestinal. Există vreo legătură sau nu există vreo legătură? Există o legătură, este bine dovedită de cel puțin 15 ani și este bidirecțională, în sensul că și creierul ne influențează activitatea motorie, secretorie și de percepție a intestinului, dar și flora de la nivelul intestinului transmite semnale creierului, fie prin sistemul neuroendocrin, fie prin sistemul neuroimunologic, fie prin sistemul autonomic vegetativ, prin simpatic sau prin parasimpatic, mă rog, vezi nervul vag care face legătura bidirecțională între trunchiul cerebral și toate organele interne, de fapt, care au fibre de la nivelul nervului vag și, sigur, și de la nivelul sistemului nervos enteric. Bun. Cu ce vă alegeți dumneavoastră? Păi, sunt în ziua de astăzi mulți terapeuți care se ocupă cu așa numitele tulburări funcționale. Adică tulburările astea care de fapt își au locul numai în creierul dumneavoastră, de fapt nu se întâmplă mare lucru la nivelul intestinului. Aș spune că nu e deloc așa, că tulburări specifice, deci anumite tulburări ale florei intestinale, pot să producă suferințe din sfera psihologică, psihiatrică, de genul depresie, de genul anxietate sau de tipul tulburărilor neurologice degenerative, cum sunt Parkinsonul sau Alzheimerul. Da? Lucrurile astea sunt dovedit legate de permeabilitatea intestinală, de interacțiunea dintre microbiotă și sistemul imunitar. Cum s-au văzut lucrurile astea? Există un studiu celebru făcut de Bravo și colaboratorii în 2011, la care pe niște șoareci crescuți fără microbiotă se populează cu un anumit tip de lactobacil rhamnosus, da? Și se văd efectele pe anxietatea șoarecilor. La unii dintre șoareci li se retează, se face vagotomie, se retează fibrele nervului vag, care brusc nu mai au această relație. Deci microbiota poate influența direct funcția creierului. Pe de altă parte, infecții, cum ar fi, de exemplu, Campylobacter pylori, care îl găsim în carnea de pui, din anumite crescătorii, unde cresc foarte multe animale împreună, antibiotice, știu eu, alte substanțe, și dumneavoastră îl cumpărați și îl preparați termic insuficient, astfel încât Campylobacter pylori din carnea puilor ajunge în intestinul dumneavoastră și brusc, după 2-3 zile, aveți atacuri de panică. Ăsta e un exemplu de toxinfecție alimentară care produce atacuri de panică. Revenind la mesajul pastilei de sănătate din această săptămână, este că, da, există o relație bidirecțională, dar nu este suficient să aplicăm doar tehnici psihologice de, știu eu, modificare de comportament sau de relaxare sau de stimularea vagului, care de altfel nu sunt rele, da? Dar dumneavoastră trebuie să fiți evaluat foarte bine din punct de vedere al sănătății intestinale, deoarece de cele mai multe ori abordarea aceasta cognitiv-comportamentală
sau știu eu, din altă școală de psihologie, nu este suficientă să compenseze modificările apărute în starea dumneavoastră de sănătate. Deci trebuie o evaluare foarte bună și a ceea ce se întâmplă la nivelul intestinului și trebuie corectat ce se întâmplă acolo. Microbiota intestinală are un rol foarte important, de exemplu, în dezvoltarea sistemului nervos central și a circulației impulsurilor. Cum se face asta? Prin însămânțarea tubului digestiv de către microbiota mamei imediat după naștere. Direct legat de ce tipuri de bacterii sunt acolo, copilul, știu eu, poate merge mai repede sau poate să fie mai activ, știu eu, poate să dezvolte o tulburare de spectru autist dacă flora nu este sănătoasă și, știu eu, predomină, de exemplu, speciile de Clostridium, astfel încât un tratament cu vancomicină sau cu alte preparate poate duce la ameliorarea stării spectrului autist cu progrese vizibile ale acestor copii. Deci, sigur, am spus și în alte materiale, foarte mare atenție, nașterea să fie naturală, alimentație la sân, cel puțin, știu eu, 4-6 luni, 6 luni ar fi optim, și, sigur, antibiotice, nu prea multe și doar dacă strict este nevoie. Am dat câteva exemple, sper că ați înțeles, nu vreau să închei înainte de a vă da un exemplu din munca mea de cercetare. Dacă am administrat pentru câteva săptămâni, am înregistrat o modificare a percepției la nivelul rectului. Da, am făcut acolo un test cu balon și am notat trei senzații. Prima senzație, senzația la umflarea balonului, senzația de mers la toaletă, de defecație sau senzația de durere. Și am văzut că volumele necesare pentru a produce cele trei senzații au scăzut semnificativ. Deci două metode de manipulare a microbiotei intestinale și automat a percepției, unde se face percepția durerii, sus în creier. Deci am dovedit această bidirecționalitate, da? Deci o autostradă cu dublu sens în ceea ce privește axa creier-intestin. Sigur că mai există multe alte preparate cu care putem influența, știu, starea de SIBO sau diversitatea extrem de redusă asociată cu constipații sau cu diaree care există în bolile degenerative nervoase, Alzheimer, Parkinson, așa cum am menționat. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați, apăsați butonul subscribe dacă doriți să ne urmăriți în continuare și în caz că aveți una dintre tulburările expuse în acest episod, nu uitați să faceți o evaluare completă a stării de sănătate intestinală înainte de a face doar terapii psihologice. Mulțumesc!